Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Brigada Mobilă. Dați-mi voie să spun bună seara și invitaților mei. Sărut mâna, bine ați venit, doamna avocat Paula Iacob, maestra Paula Iacob, domnul Tudorel Butoi, domnul profesor doctor Tudorel Butoi, bună seara, bine ați venit. Vom avea în această seară cel puțin unul dintre materiale, este absolut halucinant, o să vedeți. Este vorba despre o crimă care se pare că a fost mascată prin incinerarea cadavrului. De asemenea, vom vorbi în această seară despre infractorii cu gulere albe. Sunt infracțiuni care se întâmplă în România, altfel decât cele cu care ne-am obișnuit noi și pe care se pare că DNA-ul a început să le dezlușească. Iar la sfârșit o să vorbim și despre sărbătorile de iarnă și capcanele pe care ne le pot întinde ele. Sunt Sorin Ovidiu Bălan și vă invit să vă alăturați nouă. Sunteți pregătiți? Să-i dăm drumul! Săptămâna trecută la noi la redacție a venit un grup de oameni disperați, femei îndoliate și câțiva bărbați care ne-au spus o poveste absolut halucinantă. Erau din Călăraș. Dacă am ascultat la început povestea, după aceea am relatat-o domnului profesor Butoi, nici dânsului nu i-a venit să creadă. E bine, ne-am dus, am făcut documentarea la Călăraș. Haideți să vedeți despre ce este vorba. Aproape că nu o să vă credeți că se întâmplă în România. Calvarul acestor oameni care și-au pierdut o rudă apropiată părea că se termină la sfârșitul săptămânii trecute, când sperau ca adevărul, tăinuit prin tot felul de tertipuri, să iasă în sfârșit la iveală. Își puseseră mari speranțe în autopsia care, după lungi insistențe și memorii, fusese făcută la Institutul de Medicină Legală Miraminovici. Nu a fost așa. Nu recunosc acum momentan pe nepotul meu, da? Nu e el, pare mai în vârstă, da, mai și nu recunosc, nu e el. De ce i-a mai tăiat în masă? Ce s-a întâmplat? Nu este el. Nu este el. Eu nu-l recunosc. Nepotul meu nu este. Nu este nepotul meu, Catana Lilian. Nu-l recunosc cum este acum în faza asta. Pare mai bătrân, are ochii scoși, nasul tăiat într-o parte. Nu e nepotul meu. Nu este nepotul. Ce a făcut un nepot? Nepotul meu nu e Catana Lilian. Ce vor să ne facă? Ne dea al mort. Ne dea al mort. Ce vor să ne facă? Unde este? Unde este nepotul nostru? Unde este? Ce vrea să ne facă? Unde este mortul Catana Lilian? De ce a adus pe altcineva aici? Unde e mortul Catana Lilian? De ce l-a ascuns? De ce l-a ascuns? De ce l-a ascuns? Unde este? La ars? Că mă ajutați-ne, că suntem disperați. Rudele lui Lilian Catana, decedat pe data de 25 septembrie, deci în urmă cu mai bine de două luni, sunt cu adevărat disperate. O întâmplare tragică, dar mai ales urmările ei aproape incredibile, le-a schimbat cursul vieții. Forțarea a venit la 12 noaptea, după 12 noaptea, la forțare video aici. Ușa era încuiată? A controlat era prima dată prima cameră, a văzut că nu-i nimeni acolo. A controlat și aici. Uitați. A văzut că nu-i nimeni. Pe cum au intrat peste dumneavoastră în casă? Da. După aceea a venit aici, eram eu cu fiica, eram în patul ăla, eram cu pătura astupată, i-am văzut pe criminal când a intrat, am auzit ușa. Uitați așa cum e de levier. I-am văzut pe criminal, pe Lache Gigel și Lache Miorel. Dumneavoastră dormeați aici, da? Da. Și i-a simțit. I-am simțit, i-am văzut. După ce a forțat și ușa aici, e cu revierul, a forțat și ușa ca să deschide. Ia deschide ușa. Cam greu. Uitați ce greu se deschide.
S-a auzit și ușa. Am așteptat să... Să vă arăt eu poziția. Și am pornit cu fica... Am pornit cu fica de aici, ea înainte și eu pe urma ei. Fica a mers așa. Aici s-auzea gălăgie? Fica se uita așa și eu tot la fel. S-auzea gălăgie. Pe unde v-ați uitat? Era ușa deschisă? Era ușa deschisă. Ia spuneți-mi ce ați văzut. Ia intrat și povestiți-mi ce ați văzut. Ce aveți ușa asta, mica? Noapte de coșmar pentru sora celui mort, dar și pentru fetița ei, în vârstă de 12 ani. Agresiunea nu s-a petrecut din senin. A fost precedată peste zi de două atacuri care s-au soldat cu un geam spart și multe, foarte multe amenințări cu moartea. La 8:30 seara, când a venit sora mea de la muncă, a început iar din nou să-l înjure, a intrat peste el în casă, ne-a spart geamul cu cana și a zis că-l omoară seara asta. Înjurau și arunca cu cana. Până mâine dimineață, că ne omoară toată familia. Și pe mort, și pe mine, și pe fată, și pe frate, pe toți că ne omoară. La fața locului a venit și poliția, care a luat măsuri împotriva celor doi turbulenți. A venit poliția de la Borcea, a intrat în curte, a constatat ce s-a întâmplat, a văzut geamul spart și s-a dus, a zis că se duce să-i amendeze pe ei. I-am înțeles că i-a amendat câte 2 milioane, după aceea a venit la fratele meu și a zis să stea liniștit, că i-a amendat. La capătul acestei nopți teribile, Lilian Catana era mort. Era cu picioarele atârnate, cu fața în sus, în poziția asta, dezbrăcat în chiloți și în cămașe. A venit din nou poliția, dar fără procuror criminalist. În plus, polițiștii nu au mai vrut să stea de vorbă cu sora victimei. A încercat sora mea să dea declarație și n-a fost luată în considerat. Cadavrul bărbatului a fost dus la morga din Călăraș, unde i s-a făcut autopsia. Rezultatele ei au scandalizat familia. Ne dă pancreatită acută și el n-a fost bolnav în viața lui. El, fiind clinic sănătos, avem toate actele, fiind clinic sănătos și ne-a dat, vă dați seama, că el a avut pancreatită acută și a făcut infart. Oamenii aveau dreptate să nu creadă aceste concluzii. Și nu era vorba numai despre faptul că sora lui Lilian văzuse cum acesta fusese agresat, dar mai ales că nu fusese niciodată bolnav. Legistul de la Călăraș se contrazice singur. La Călăraș, domnul doctor Ienea, când a ieșit pe 26 de a făcut autopsie, a spus că nu mai are organele în el și că ne dă un diagnostic mai ușor ca să putem să-l mormântăm. Pentru că dacă ne-l dă pe cel care îl are, nu putem să-l mormântăm. De ce a spus așa? După 2 săptămâni de zile ne-am deplasat la medicina legală Călăraș. Iar doctorul Ienea ne-a zis că are organele în el și i-a mai găsit o coastă rupă. Ce-a făcut doctorul ei? A făcut autopsie în fiecare zi. Ce-a făcut? Rudele lui Lilian nu au vrut să ridice cadavrul de la morga din Călăraș, cerând ca acesta să fie transportat la București pentru a-i se face o autopsie competentă. Lanțul inadvertențelor însă continuă. Lilian a fost transportat la București pe șest însă, fără a-i fi anunțată familia. Trebuia să ne anunțe și pe noi când l-a adus de la Mina Minović, că așa scrie în articolul 85, de la Călăraș la Mina Minović. V-au anunțat? Nu ne-au anunțat, domnul Bălan, nu ne-au anunțat, ne-au gonit, de câte ori mergeam la parchet, nu ne lăsa nici cereri să punem, nici nimeni, nu ne primea, ne gonea doamna procuror în edel cu Monica și trimitea pe doamna grefier jos că nu are ce să discute cu noi. Care era motivul? Să-i dea cu decere care i-a făcut către parchet, către toate instituțiile, ca să ne dea ordonanță pentru Mina Minović. Și a refuzat să ne dea ordonanță. Dar cum a ajuns la Mina Minović și dumneavoastră, de unde ați aflat că e aici, dacă nu v-a știința nimeni? Nu ne-a știința nimeni. Am venit să depunem un memoriu. Către directorul general de la Mina Minović, am venit-o cu sora mea și domnul comisar Tase
era pe, la ieșire. Era ceasul vreo 10 jumătate, 11. Era la ieșire și zice, Virgilă, ce faci? Zic, păi am venit să depun un memoriu. Zice, puteți să-l luați, că e aici, zice, s-a terminat și autopsia, reautopsia, puteți să-l luați. Și eu zic, păi, domne, de ce nu m-ați anunțat că uitați-mi ordonanța? Deci dumneavoastră de la polițist Păscări ați aflat că e aici. Da, da, Păscări, domnul Bălan. Păscări. Dacă nu veneați, ce se întâmplă? Dacă nu veneam în ziua aia să depunem memoriu către directorul general al medicinei legale București, nu știam, nu știam că există aici mortul catalalinean. Mai mult, secretul în care a fost transportat cadavrul de la Călăraș la București începe să aibă iz penal. Totul numai ei au știut și l-a adus și fără buletin. Cum l-a trimis fără buletin? Da. De la Călăraș aici la... Da, de la Călăraș aici fără buletin. Întrebați-i dacă au buletinul la ei. Întrebați-i dacă au buletinul. Am fost noi și a ridicat deci buletinul de la buletinul de medicina legală Călăraș. Da. Deci buletinul l-ați luat de la Călăraș? Acum, da, acum zilele astea. Acum l-a luat la mine buletinul, pentru că ei nu l-a avut. Nu l-a avut. Mortul a fost transportat fără buletin, decât cu ordonanță. Ei, cum putea Mina Minovici, Institutul de Medicină Legală, să primească așa ceva? Și ne spune că nici nu știe data în care a sosit mortul aici. De la Mina Minovici nu știe când le-a adus mortul? Nu știe, da, de-abia acum ne-a spus că a sosit pe data de 17. De 17 ne-a spus că a ajuns. Păi data de 17. Și de ce v-a spus abia acum și data trecută nu v-a spus? Da, nu ne-a spus. Nu știa nimeni. Nu știa nimeni data. A spus că nu știe nimeni data. Nu știe nimeni data. Și că poate săptămâna trecută. Eu când am... Adică cum ei aveau mort în depozit și nu știau ce-i cu el? Da, da, nu, nu știa. Nu știa ce-i cu el, pe ce dată l-a primit. Da. Pe cine întreba, nu știa, că... da. Ne puteți arăta buletinul, vă rog? Da, 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 buletinul da. Este la mine. Eu, da? Eu caut aici, eu caut procesul verbal poate care am încheiat la Călăraș. Buletinul la mine, a lui Catana Lilian, ca să vedeți și dumneavoastră. Ce măgărie a făcut! Așadar, din morga de la Călăraș pornește un cadavru către IML București fără acte, iar la IML nu se știe exact când a ajuns. Iar ca nenorocirea să fie întreagă, la IML, rudele lui Lilian spun că nu este cadavrul acestuia, că li s-a dat alt mort. Nu este nepotul, ce a făcut lui nepotul meu, nu e Catana Lilian. Rudele lui Lilian sunt decise să nu abandoneze demersurile pentru a afla adevărul. O să-mi vindem o casă, o să rămânem fără casă, dar nu-i lăsăm în pace până nu fac pușcărie. Înapoi în direct, în platoul Brigăzii Mobile, halucinant, aș spune eu, incredibil, am ascultat comentariile pe parcursul difuzării materialului. Se întâmplă, însă în România, se întâmplă la mai puțin de 100 de kilometri de capitala României, se întâmplă unor oameni lipsiți de apărare, de care statul își bate joc, de care oameni plătiți, funcționari ai statului, plătiți inclusiv din impozitele lor, își bat joc. O să vorbim imediat după pauză cu maestra Paula Iacob. Cum se poate ca un cadavru să umble așa până țară, de la Călăraș, cu buletinul în poșeta unei rude? Cum este posibil ca la fața locului, acolo unde este o suspiciune de crimă? Vreau doar să vă punctez câteva din semnele mari de întrebare din acest caz. Repet, am văzut multe lucruri în cariera mea de mai mult de 30 de ani de jurnalist de investigații, o asemenea tâmpenie n-am văzut până acum. Haideți să luăm publicitate, revenim imediat. Christmas time is in the air. Hashtag snowstorm cold as can be. So share your season's greetings with me. Put out the milk and cookies. Hang up your stockings too. Santa's naughty or nice list is trending with a million.
Experiențele se trăiesc împreună și se share-uiesc pe toate ecranele, de 4 ori nelimitat. Cu pachetul tău all-inclusiv fix mobil, ai beneficii nelimitate și multe surprize la super ofertă. Primești și două gadgeturi Samsung la ofertă. Sună la 1234. Telecom. Experiențe împreună. Cu efect dublu antibaronare și antiflatulență, Kebene Plus, combinație unică în România, acționează în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus. Și starea de bine revine. CTBC Immunity Plus eliberează treptat vitamina C întreaga zi, plus zinc, un alt aliat al sistemului imunitar. CTBC Immunity Plus. Vitamina C numărul 1 în România. Iarna asta, surprizele nu se opresc cu oferta ta de 4 ori nelimitat. Ai și mai multe experiențe pe toate ecranele, competiții sportive de top, cele mai bune filme și seriale, cele mai noi emisiuni. Intră pe telecomtv.ro și alege pachetul de sezon care ți se potrivește. Telecom. Experiențe împreună. Colorarea părului este propulsată într-o nouă eră. Olia, creată de Garnier. Prima vopsea de păr permanentă fără amoniac pe bază de uleiuri. Revoluționar! Uleiurile propulsează și fixează culoarea adânc în interiorul firului de păr. Performanță maximă a culorii. Îmbunătățire vizibilă a calității părului. Niciun fir alb. Olia, creată de Garnier. That's a good cloud. There you go. Can I pay your cloud, please? Sure. Whoa. He doesn't like to be touched there. Well, let's go home, Fruity. Mmm, Fruity. Pet the rainbow, taste the rainbow. Nu lăsa iarna să te scoată din formă. Trăiește activ. Ciugnatur Radler pentru orice anotimp. Îndrăznește. Vegetarieni. Și am gătit toată ziua. Miel la tavă. Coste. Ciolani. Și? Nu! Asta e de la Penny. Corect. Și frigărui. Corect. Asta nu e de la Penny. Noroc avem și salată. Ce bine că treci des pe la Penny Market și XXL Mega Discount, pentru că la 100 de lei cheltuiți pe un bon, primești o farfurie cadou. Ia-ți câte seturi vrei. Penny știe ce ne place. Avem toți cartelă cu ce vrei tu, adică minute naționale și mega în orice combinație. Minutele sunt cele mai tari. La telefon faci super urări. Cu Mega faci cele mai tari urări. Dacă îți pui în cap, filmezi și te pui pe net. Cântecul ăsta e pentru tata, care mi-ar plăti și rata. M-ar trimite și în vacanță, chiar dacă... Tu cu cine ții? Ia-ți prima cartelă la care ai 2000 de ce vrei tu, minute naționale și mega, pe care să le folosești cum îți trebuie. În plus, ai nelimitat în cea mai tare rețea, Vodafone. Pregătește-te pentru Sărbători de Poveste. Colecția de lux îți aduce cele mai rafinate delicii pentru tine și cei dragi. Tiramisu cremos la 14,99 lei, specialitate de șuncă feliată la 5,99 lei și delicioasa brânză camembert la 9,99 lei. Vino la Lidl și simte magia sărbătorilor. Your partner in beauty. Faringo Hot Drink ameliorează rapid simptomele răcelii și gripei. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Cumpără produse de lux și câștigă premii pentru sărbători fericite. Începe vânătoarea în orice magazin Lidl sau online. Iată vin colindători, ciocolata e pentru cântători, de la Kinder. Pisicile ar face orice pentru gustul grozav al recompenselor Dreamies. Crocante la exterior, pufoase în interior. Dreamies, atracție irezistibilă pentru pisici.
Când am auzit că și mama s-a băgat în proiectul bunicilor, am zis că trebuie să le cunosc. Așa că le-am făcut o vizită surpriză pe terenul lor. Fac plăcinta asta din 64. Și uite așa, am participat și la turneul campioanelor la gătit. Bine, eu mai mult pe post de copil de mici. Bine, haideți acum să vă arăt forehand-ul. For ce? Forehand-ul. Și acum, plăcinta mea preferată a devenit și specialitatea bunicilor de duminică. Hai pe net la bunici să mâncăm împreună. La Vodafone ai un smartphone 4G pentru fiecare român. Acum ai nelimitat net și minute naționale la orice abonament, în cea mai tare rețea. Supernet 4G. Vodafone. Sărbătorim împreună un an de Antena Stars. Galaxia starurilor României e aici. Singurele premii care contează pentru vedetele care contează. Antena Stars prezintă Stars Awards, un show extraordinar prezentat de Mihai Morar și Cristian Brancu. Marți, 16 decembrie, live de la 8 fără un sfert seara. Antena Stars vede tot. Cu el, vedetele fac show. Mamă, ce e aici? Cu el începe adevărata nebunie. Nu o să vă vină să credeți. Maestrul super spectacolului dă tonul la The One and Only Răi da bun cu Mihai Morar. De luni până vineri de la 8 fără un sfert seara la Antena Stars. Bahmut aduce show-ul total al după-amiezii. Cu invitați, cu nebunii, cu surprize, o să vedeți imediat. Necenzurat, mâine de la 2 după-amiaza, numai la Antena Stars. Super ziua se cunoaște de dimineață. Bună, 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 bună dimineața! Cele mai tari dimineți sunt aici. Înceapă nebunia asta în latină! Cu Roxana și Bote, de luni până vineri de la 9 dimineața la Antena Stars. Incitant. Înșelător. Să știi că îmi pare foarte bine că ne-am cunoscut. Și tu și mie ce spune aici? Imprevizibil. Tu nu mai fii acasă! Nu pierde singurul show în care vânătorii sunt vânați. Stai puțin să vorbim, nu te duci nicăieri. Test de fidelitate. De ce n-ai fost sincer până acum cu ei și de ce nu ai spus din timp? Da, tu n-ai înșelat niciodată. În fiecare sâmbătă și duminică de la 0:30, doar la Antena Stars. Mă mai iubești sau nu? Suntem înapoi în platou. Maestra Paula Iacob, am să încep cu dumneavoastră. Au cărat oficialitățile române, au cărat un mort fără acte, un mort asupra căruia plana suspiciunea de omucidere, îl cară fără niciun act, de la București la IML. E posibil așa ceva? Bine, este posibil să se întâmple o eroare de comportament din partea celor care au făcut transportul, dar dumneavoastră ați prezentat un întreg ansamblu neobișnuit în care s-au desfășurat toate primele cercetări și mai apoi comportamentul procurorilor care nu stau de vorbă cu o familie îndurerată, iertați-mă, a fi procuror nu înseamnă a fi un monument de marmură care nu înțelegi nici durerea, nici suferința, nici paguba, nimic. Nu înțelegi nimic ce este uman. Funcția de procuror nu te dezumanizează. Ești întâi om și după aceea procuror. La fel și avocatul, la fel și medicul. Deci, omenește ceea ce s-a întâmplat, este de neînțeles. Și atunci se nasc semne de întrebare care eu spun că ar face necesară intervenția parchetului general pentru ca lucrurile să nu se oprească la o verificare simplă de formă pe plan local. Am să mai adaug ceva ce nu s-a spus în material pe care am aflat, despre care am aflat ulterior. Cei de la morgă mereu făceau presiune asupra familiei. Cei de la morga din Călăraș. Făceau presiune asupra familiei, cerându-le să-și ia mortul acasă. Oamenii spuneau, domnule, ne trebuie autopsia aia totuși, da. Există suspiciunea. Și le spuneau, domnule, luați-l, că altfel vi-l arde. Există, am verificat, există în curtea spitalului din Călăraș, există crematoriu uman. Și o să vă spun
și punctul meu de vedere și al colegilor mei de la Brigada Mobilă. Domnule profesor, este normal să se vină după ce dimineața la 8 îi sparge geamul cu cana și intră peste ei și se ceartă și de la un câine. Azi că câinele i-a mâncat mâncarea, mă rog, avea omul niște câine în curte acolo. Adică două javre, două cățeluși. Nu? Azi că i-a mâncat o oală cu mâncare. Ăia dacă mâncau câte o oală de mâncare, să făceau câturi și câine. Deci la 8 dimineața vine, vin cei doi frați, dau cu cana în geam, sparg geamul, erau cioburile pe jos. Vine poliția, le dă cartonaș galben. După aceea vin la 8 seara, dau cu levierul în ușă, fac scandal, vine poliția, le dă amendă. Și le spune, domnule, stați liniștiți că i-am amendat, dracii au luat. După care în jurul orelor 2 noaptea, vin cu levierul și sunt urmele, am arătat. Noi avem și o reconstituire, n-am prezentat-o aici, dar la nevoie o să o prezentăm, avem o reconstituire, inclusiv cu levierul, cum sunt urme în fiecare ușă. Sunt mărturiile. Deci femeia asta... Deci spune, conflict văzut... anterior, clar. Fără discuție. Constatat de poliție, amendația aia. Deci nu că li s-a năzărit lor, s-a certat cu vecinul peste gard. Deci, domnul Bălan, avem aici o derulare din penal în penal. Ăștia nu trebuiau să fie amendați. În momentul ce a intrat peste om în casă, ai violat domiciliul și ai spart geamurile, imediat ești infractor și trebuie reținut. Pentru a vedea ce și cum. Mai departe, aici avem jaf în casă cu moarte. Deci avem jaf în casă cu moarte. Tâlhărie cu moarte în casa omului. Cum să nu vină procurorul criminalist? Nimic despre ce probe s-au ridicat, despre conservarea câmpului faptei, despre fotografiere, despre videofilmare, despre audierea atentă, cu multă grijă a tuturor acestor persoane. Păi nu ce mama și fiica în miezul nopții se duc în casa în care, în camera în care are loc conflictul și identifică făptuitorii. Avem jaf în casă. O chestiune foarte periculoasă. Eu am crezut că tâlharii ăștia care pot intra peste om în casă sunt pe cale de dispariție la un moment dat. Nu, iată că ei proliferează în mediile acestea sătești unde nu există niciun fel de autoritate. Pe ce dumneavoastră ne-ați prezentat până acum este stână fără câini, aș putea spune în limbajul ăsta mai neacademic. Unde este autoritatea polițienească? Unde este respectul față de lege? Păi intrăm unii în casele celorlalți. Bine că am avut și la București în seriale trecute niște amețiți din ăștia. Cu alte cuvinte, ratată cercetarea la fața locului, ratată investigația din punct de vedere tactic a interogatorilor și decelării adevărului cu privire la faptă și pe urmă pierd și mortul. Asta este cam bancurile după cală. Cum să trimiți cadavru neînsoțit de actele necesare? De buletin. Doamna, așa care-i procedura? Că buletinul e... Proceduri precise aici. Aici nu-i fac, dar poate că la Călăraș n-am ajuns încă procedurile astea precise. Nu, Călărașul este atât de aproape de București încât nu pot fi. Ce mă surprinde, și mă surprinde în modul cel mai neplăcut, este că nu trebuia să se ajungă să vină pe aici, pe la dumneavoastră, rudele, pentru că trebuia să facă identificarea genetică, domnul Bălan. Păi la un gropat, păi, ce generic. Se ce face identificare genetică, domnul Bălan, și, Mălan, și peste ani de zile. Da, păi tot bun, dar la un gropat trebuie să-l dezgroape. Trebuiau să facă deci această identificare genetică. Deci gândiți-vă că mortul ăsta a stat 2 luni de zile și nimeni nu a vrut să-l identifice. Oricât ar fi de evidente modificările cadaverice, că una e să stai aici în platou și alta e să stai prin frigider în calitate de mort. Se întâmplă multe modificări somatice. Da, nu-i mai scund. Da, nu-i mai scund. Nu-i mai gras. Nu-i mai gras. Că în frigider nu prea te îngrași. Dar are nasul tăiat și așa mai departe. Oamenii refuză să-și primească mortul. Deci suntem ca în bancurile lui Păcal în mileniu 3, în exercițiul autorității de stat. Aici sunt desancționat polițiștii, organele de procuratură, medicii legiști, îl găsesc cu pancreatită pe ăsta. Exact asta vreau să... Ce vârstă are? Tăiase la porumb. Ce vârstă are? Aproape 50 de ani, 40 de ani. Dar el înainte de noaptea asta fatidică, tăiase cocent de porumb. Păi sigur că... Depozitați în curtea porumb. Păi se moare din pancreatită subit, așa, întins pe pat? Deci, că nu. Deci sunt lucruri care împing în zona ridicolului, în zona prostii lui Păcală. Ne facem dracu de râs. Ba, eu, domn profesor, cred că este ceva mult mai grav. S-ar putea. Am impresia că au constatat că l-au omorât. De-aia le-au și spus că nu mai are organele, ca să le spună prostia asta cu pancreatita. Am impresia că l-au ars la crematoriu.
A venit tase ăla și a aranjat la IML și a zis, dați-le-mă un boschetar. Și la revedere să și-l îngroapă. Da, e una dintre soluțiile. Este o variantă. E una dintre variantele, domnul Golan, care șade în picioare, din nefericire, nu poate nimeni să vă combată în haosul acesta care este creat. Oricum, ADN-ul, cum ați spus, poate rezolva perfect. Sper în ADN să rezolve acest caz. Cine mai fac, domn profesor? Ei nu sunt în stare două luni de zile să-i trimită buletinul. Cine dezgroapă mortul să facă ADN? Și dacă îl face la Călăraș, cred că o să-i găsească ADN-ul de la pește aia, de pe Borcea, de acolo. O zic că e rudă cu aia. După emisiunea asta, domnul Bălan, care stârnește destul de multe semne de întrebare, se va proceda, am eu convingerea, cunosc specialiștii de la IML. Oamenii își vor face oamenii treaba. Oamenii de la IML, da, sunt foarte serioși. Își vor face treaba și o să vedeți aflăm adevărul. Vedeți că atât de serioși au fost, că au stat o lună jumate cu mort în frigider. Ceea ce și maestra sublinia. Uitați-vă la oamenii ăștia amărâți, fără niciun fel de suport, fără niciun fel de protecție. Ori în bătaia vântului. În bătaia vântului, cu necazurile lor, cu supărările, ori oamenii aceștia sunt puși să ne servească pe noi. Așa e. Să ne descurce necazurile, să fie în slujba noastră poliția, procuratura și justiția. Trecem mai departe la următorul material. V-am promis că vom discuta despre o infracțiune mai rar întâlnită în România, despre o infracțiune care are drept autori niște infractori cu gurile albe, oameni cu carte, oameni cu școală, oameni care știu să facă ce trebuie să facă cu banii pe care îi fură și cu atât mai mult de aceea sunt mai greu de prins. Haideți să vedem materialul. Poate nu trebuia să-mi fac atâtea gânduri. Poate că te-am iertat în nu prea multe rânduri. Credeam că și iertarea are un rost, dar ai plecat și asta a fost și acum sunt sigură. Cristina Rus a rămas singură. Soțul ei, omul de afaceri Dragoș Bălteanu, a fost reținut luni seara de procurorii DNA. El este acuzat alături de alte 25 de persoane de formarea unei grupări infracționale organizate, specializate în comiterea infracțiunilor de manipulare a pieței de capital, de lapidare și spălare de bani. Luni au avut loc 31 de percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov, Arad și a municipiului București. Marți s-au emis mandate de arestare preventivă pe 29 de zile. Prin ce este deosebit de importantă această acțiune în forță de mare amploare? Ea reprezintă un pas înainte în combaterea marii infracționalități în țara noastră. Combaterea așa numiților infractori cu gulere albe. Oameni școliți, educați, manierați, care știu ce să facă cu banii pe care îi fură. Până acum erau arestați tot felul de edili, președinți de consilii județene, primari, șefi de deconcentrate. Aceștia furau după o schemă primitivă și ușor de demontat. Banii publici se aflau în vârful pixurilor lor și îi distribuiau prin contracte frauduloase firmelor la care erau acționari apropiați de ai lor sau chiar ei. De asta dată însă, infractorii sunt mult mai sofisticați, infracțiunile mult mai elaborate și mai greu de dovedit, iar prejudiciile uriașe. În acest caz, se vorbește la prima strigare de peste 13 milioane de euro. Ce este manipularea pieței de capital? O acuzație pe care acum o auzim a doua oară. Prima dată a fost formulată împotriva lui Dinu Patriciu. Operațiunea este complexă. Noi o vom simplifica pentru a înțelege. Membrii grupului infracțional organizat devin acționari majoritari la o firmă, în cazul nostru SIF Banat și SIF Muntenia, și încep să-și vândă între ei pachete de acțiuni cu prețuri din ce în ce mai mari. Astfel, prețul acțiunilor crește artificial. Ceilalți jucători cumpără acțiunile la prețul crescut artificial. Infractorii își vând toate acțiunile la prețul umflat și astfel, diferența dintre prețul real și prețul ridicat artificial prin metoda prezentată reprezintă profit care le intră în buzunare. Sau mai bine zis, în conturi. Pentru că a doua acuzație gravă adusă lui Dragoș Bălteanu și complicilor este spălare de bani. Ce au făcut în concret?
Sumele câștigate prin manipularea pieței de capital erau plimbate prin mai multe societăți de tip offshore, până li se pierdea urma. Așa zisele tunuri imobiliare reprezintă o altă metodă de a spăla banii făcuți de Bâlteanu. La sfârșitul lunii noiembrie, soțul Cristinei Rus a vândut cu 20 de milioane de euro un teren de 12.000 de metri pătrați situat în zona Floresca. Evident, prețul este mult umflat și prin această inginerie simplă se justifică proveniența unor sume de bani, sume în realitate câștigate din furt, din manipularea pieței de capital și nu din tranzacția licită. Suntem din nou în direct, în platou. E, altceva decât plimbatul mortului de la Călăraș la... Da, ne aflăm de această dată în fața unei dovezi a inteligenței omenești care poate fi îndreptată spre bine sau spre rău. Îmi pare bine că ați deschis acest subiect acum, pentru că, vedeți, întâmplător avem astăzi, când discutăm problemele respective, ceva din ceea ce reprezintă unele din cele mai curate adevăruri ale trăirii omenești, respectiv ziua apărării drepturilor omului, care coincide și cu ziua avocatului european. Vedeți, ce înseamnă avocatul? Avocatul înseamnă un om care trebuie să aibă o pregătire și o cunoaștere perfectă a principiilor de drept, un curaj, o memorie prodigioasă, o capacitate de interpretare, dar numai într-o logică strictă juridică, nu cu o logică abstractă, nu distrugi niciun fel de neadevăr dacă te refugiezi în abstract. Nu, aici trebuie să fii perfect pe adevăr și să lupți pentru adevăr. Deci, avocatul, în afara acestor calități pe care trebuie să le aibă, la care trebuie să adauge și un colorit de expresie prin care să convingă interlocutorul de dreptatea sa și de adevărul susținerilor sale, în afară de aceasta, avocatul trebuie să aibă și curaj. Pentru că atunci când omenirea întreagă, nu numai parchetul, orice om este împotriva unui criminal, cum e în caz, sau în cazul de față. Acești oameni care au gândit atât de înalt din punct de vedere economic cum să se săvârșească o infracțiune care să facă cât mai puternic pe acel rege neîncoronat, dar care reprezintă efectiv numai domnia buzunarului. E bine, aici avocatul este singurul care mai rămâne alături de un om care a încălcat legea. Deci este și o activitate de curaj. Ce vreau să mai spun în final este că luptând pentru apărarea drepturilor omului, luptăm și împotriva unor asemenea întâmplări care sunt urâte. Pentru că, vedeți, întotdeauna îmi pun întrebarea și cred că absolut orice om obișnuit și-o pune, nu trebuie să fii jurist, dar de ce au fost lăsați atâția ani? Iertați-mă, când un copil îți trage fața de masă la un an, îi dai peste mână și îl oprești prima oară și el a doua oară nu va mai face. Atunci acești oameni care reprezentau ceva în economia, în funcțiunile din acest stat, de ce au fost lăsați atâția ani să facă aceste fapte grave, numai pentru a li se crea ideea că sunt superior ca inteligență nouă proștilor care muncim în mod obișnuit și nimic mai mult? De aceea, eu repet, este o întrebare care trebuie să ne opunem, să-și opună politicienii, să-și opună cei care conduc și care ar trebui să aibă un răspuns foarte precis pentru noi, oamenii de rând. Domnule profesor Butoi, destructurarea unui astfel de grup organizat e mai complicată decât a-l prinde pe președintele Consiliului Județean cum își dă lui asfalt? Ați punctat deja din debutul acestei secvențe. Este o problemă destul de grea, presupune multă, multă calificare, presupune utilizarea mijloacelor asupra cărora nu insist, dar care există în dotarea poliților și investigatorilor și multă carte. Infractorul cu guler alb este absolvent de AS și a făcut doctorat în străinătate. Dar vreau altceva să scot în evidență. Domnul Bolan, mi-a dat Dumnezeu posibilitatea ca
în carieră, când am fost directorul Direcției de Prevenire și Prognoză a Fenomenului Infracțional, să cunosc lumea polițienească. În urma a două contacte cu italieni și americani, am fost surprins de faptul că marea lor grijă era îndreptată împotriva acestui tip de criminalitate și mai puțin asupra violenței, în care credeam eu că sunt un expert și le dau lecții. Aproape că... încrederii statului și așa mai departe, erau preocupările lor de bază. Acum să mă asculte cine are cap, cea că nu vă stă bine în pat. Serviciile, poliția, spunea, sublinea doamna procuror generală Chioveși, la ora actuală pot să vă răstoarne orice fel de găinării de asta pe care le faceți. Acum, există în centru atenției treaba aceasta. Dar de ce la ora actuală aceasta? Și nu ieri și alaltă? Tocmai că în debut, maestra, v-am spus că e greu de dovedit și că oamenii trebuie, ca să folosesc o expresie neacademică, trebuie să lucrați. Acum, de ce să luăm un măr care este verde din copac? Hai să luăm mărul copt. Să le luăm casa, să le luăm toate bunurile, să le luăm banii și să-i trimitem direct la Draganeghi. Eu zic să-i împiedicăm de la început, ca să nu învețe și alții. Aici eu sunt de partea maestrei Paula Iacob. Păi ce facem, îl lăsăm? Păi nici nu permite. Da, dar doamna Paula Iacob este prima care va apăra în situația în care infractorul cu guler alb categoric nu există probe. Așa că împotriva ăstora nu mai e nicio probă. N-a spus de polițiștii năprasnici care îi dovedesc pe ăștia. Știți că sunt bancurile cu polițiști acum. Pe care vreți să-l spuneți, ia? Nu vreau să spun niciunul. Știți că într-un accident de mașină doi polițiști mor. Știți că mor? În realitate? Doi în accident și doi la reconstituire. Patru. Deci, cine râde la bancul ăsta? Te rog frumos. Nu râde nimeni. Că exprim o realitate. Da. Domnul profesor, știți că este și vorba. Vedeți de ce ies bancuri cu polițiști? Vreau să vă întreb serios acum. Așa. Exact ce a spus dumneavoastră. Au început să vină metode de infracționalitate de afară. De oameni spălați. De oameni cu gurele albe. Oameni cu carte. Poliția are un detașament de elită. Un detașament de ăștia care fac manipularea bursei de capital nu stă în fiecare zi. Eu n-am auzit decât la Dinu Patriciu. Are poliția un astfel de detașament de elită? Aș cita-o pe doamna Chioveși, care a spus că nu există niciun fel de infracțiune, oricât de sofisticată la ora actuală, pe care DNA-ul și parchetul și poliția să nu poată să o destructureze. Apreciez acest lucru, a fost un act de curaj al dumnei și achiesez la idei. Eu achiesez, dar cu mențiunea că acest lucru se putea face și ieri, nu numai azi. Aici sunt perfect de acord. Sunt în inferioritate, nu pot decât să vă zic să rămânați. Inteligenți și polițiști buni am avut și ieri, nu s-au născut numai astăzi, de când avem DNA. Nu, întotdeauna au fost procurori, anchetatori, au existat buni, au fost abuzivi cum au fost înainte, cum mai sunt și acum unii, pentru care pumnul și palma reprezintă metoda cea mai ușoară de investigare, mai există. Ajung la tribunalul militar în final. Trebuie să fiți de acord că tipul de infracțiune dictează modul de operare al polițiștilor. Haideți să ne apropiem de sărbători. Vedeți că avem și aici un aranjament pe masă. Da. Vă propun să luăm cea de-a doua pauză de publicitate a emisiunii, după aceea să ne apropiem un pic de sărbătorile de ea. Bună dimineața, moș ajun. Ne dați sau nu ne dați? Ne dați sau nu ne dați? Ne dați, ne dați! Vacanță nu vă luați! Povestea ta e cea mai tare urare. Șeruiește-o și fă o surpriză cu ea. Iar noi îți urăm să șeruiești fericit cu gadgetul favorit. Cu abonamentele Telecom, alegi un smartphone sau o tabletă Samsung și primești beneficii nelimitate și o surpriză bonus. Sună la 1234. Telecom. Experiențe împreună. De te simți ciudat, ca lovit în cap, Parasinus îți aduce vânătorii de răceală. Ai răcit sau ești gripat? Parasinus ți-e aliat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cu ani în urmă, inventatorii Twix au avut o dispută și producția a fost împărțită în două fabrici cu strategii radical diferite.
Pentru Twixul stâng se turna caramel pe biscuit, pentru Twixul drept se punea caramel pe biscuit. Twixul stâng era îmbrăcat în ciocolată, Twixul drept era învelit în ciocolată. Azi mai au în comun doar ambalajul și o parcare prost gândită. Încearcă-le pe amândouă și alege. Nu lăsa iarna să te scoată din formă. Trăiește activ. Ciugnatur Radler pentru orice anotimp. Îndrăznește! Dacă te presează des, dacă te ustură și te doare, și dacă mai iei și antibiotice, există Urobiotic. Formula elvețiană Urobiotic. O combinație unică de afin american cu prebiotice și probiotice. Urobiotic. Pentru disconfortul urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Zi de zi oferi dragoste celor dragi. De sărbători, voi să se simtă și mai iubiți, dăruindu-le cadourile speciale Nivea, deoarece grija este cel mai frumos cadou. Mamacita! Apropie zilele. Mergem la Jumbo, București, Paladi și Berceni, Timișoara, Oradea și în curând în Arad, în Ploiești și în Pitești. Suferi de balonare? Nu poți ascunde abdomenul balonat tot timpul, dar poți rezolva problema folosind Degasil, singurul produs din România cu o concentrație maximă de substanță activă. Cu doar două capsule pe zi, rezolvi situațiile neplăcute. Degasil. Scapă de balonare și flatulență. Produs garantat Valmark. Dacă aici avem echipamente medicale mai noi decât în afară, tu de ce ai căutat tratament în străinătate? Cel mai performant centru de radioterapie și radiologie, cea mai modernă maternitate din România, un centru de fertilizare cu rezultate peste media europeană. Înainte să cheltui bani în Europa, află ce lucruri extraordinare se întâmplă la noi. E ușor să-ți păstrezi sănătatea. Polisano. Află mai multe pe spitalulpolisano.ro. Ho, ho, ho! Iarna aceasta, Germano să-ți aduce Nokia Lumia 630 Dual SIM, telefonul cu care poveștile tale de sărbători sunt șeruite mai ușor. Un device cu care descarci cele mai noi jocuri și asculți muzica ta preferată stocată pe 8 GB de memorie internă. Îl găsești la Germanos la un preț special împreună cu abonamentul nelimitat Voce L de la Telecom. Comanda online pe germanos.ro sau vino în magazine. Germanos te conectează cu tehnologia. Cavit sărbătorește 50 de ani. Acum cu o formulă îmbunătățită și cu o nouă înfățișare pentru dezvoltarea armonioasă a juniorilor și viața sănătoasă a adulților. Cavit, îl știi de mic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Uită de probleme cu Brown Face, epilatorul facial numărul 1 în lume și perie pentru curățare delicată. Dezvăluie strălucirea naturală perfectă. Brown Face și piele netedă și strălucitoare din cap până în picioare. Gama Brown Silk Peel, cadoul perfect. Gucci, made to measure, the fragrance for men. Ai noștri nu au buton de oprire. Le place să afle toată lumea ce bine se distrează. Și când se face liniște, ceva nu este în regulă. Febră, durere, lăsați-ne în pace. Panadol Baby se absorbe rapid și alină eficient durerea și febra copiilor între 3 luni și 12 ani. Panadol Baby. Când durerea și febra dispar, revine pofta de viață. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. E momentul să oferim celor dragi cele mai frumoase cadouri. La super ofertă! Acum ai până la 40% reducere pe loc la produsele Tefal din promoție. Intră pe emag.ro și comandă fier de calcat Tefal Ultra Gliss la doar 119,99 lei. Emag. Online va fi mereu simplu. Avem toți cartelă cu ce vrei tu, adică minute naționale și mega în orice combinație. Minutele sunt cele mai tari. La telefon faci super urări. Cu Mega faci cele mai tari urări. Dacă îți pui în cap, filmezi și te pui pe net. Cântecul ăsta e pentru tata, care mi-ar plăti și rata. M-ar trimite și în vacanță, chiar dacă...
Tu cu cine ții? Ia-ți prima cartelă la care ai 2000 de ce vrei tu, minute naționale și mega pe care să le folosești cum îți trebuie. În plus, ai nelimitat în cea mai tare rețea, Vodafone. Sărbătorim împreună un an de Antena Stars. Galaxia starurilor României e aici. Singurele premii care contează pentru vedetele care contează. Antena Stars prezintă Stars Awards, un show extraordinar prezentat de Mihai Morar și Cristian Brancu. Marți, 16 decembrie, live de la 8 fără un sfert seara. Antena Stars vede tot. Bahmut aduce show-ul total al după-amiezii. Cu invitați, cu nebunii, cu surprize, o să vedeți imediat. Necenzurat, mâine de la 2 după-amiaza, numai la Antena Stars. Super ziua se cunoaște de dimineață. Bună dimineața! Cele mai tari dimineți sunt aici. Se înceapă nebunia asta în latină! Cu Roxana și Bote, de luni până vineri de la 9 dimineața la Antena Stars. Cu el, vedetele fac show. Mamă, ce e aici? Cu el, începe adevărata nebunie. Nu o să vă vină să credeți. Maestrul super spectacolului dă tonul la The One and Only Răi Dabun cu Mihai Morar. De luni până vineri de la 8 fără un sfert seara la Antena Stars. Incitant. Înșelător. Să știi că îmi pare foarte bine că n-am cunoscut. Spui și mie ce spune aici. Imprevizibil. Tu nu mai fii acasă! Nu pierde singurul show în care vânătorii sunt vânați. Stai puțin să vorbim, nu te duci în test. Test de fidelitate. De ce n-ai fost sincer până acum cu ei și de ce nu ai spus din timp? Da, tu n-ai spus la niciodată. În fiecare sâmbătă și duminică de la 0:30, doar la Antena Stars. Mă mai iubești sau nu? Iohannes cel Înalt. Suntem înapoi în platoul Brigăzii Mobile. Am vrea ca sărbătorile să nu vă fie întunecate, pentru că sunteți prietenii și apropiații noștri. Am vrea ca sărbătorile să nu vă fie întunecate de mici incidente sau incidente ceva mai grave. Sigur că nu o să vă spunem să nu lăsați copiii să se joace la aragaz. Dar vrem să vă dăm câteva sfaturi, astfel încât atunci când vă întoarceți acasă, de la Revelion, de la Crăciun, de unde vă duceți dumneavoastră, să nu fie nevoie să sunați la 112. Domnule profesor, în cariera dumneavoastră avem o chestiune. E obiceiul ăsta cu gunoierii. Domnul Bolan, ca sfaturi, este foarte bine să ne petrecem sărbătorile în familie și în intimitate și discreție, pentru că în felul ăsta ne putem și bucura de liniște. Atâta vreme cât știe toată strada că ai plecat la Sinaia pentru 3 săptămâni, la revedere, pa, poți să vii și să-ți găsești perdelele fluturând așa în fereastră. Am avut situații deci în care... Deci cum să pleci pășesc pe ușa din spate? Nu, e vorba de asta, dar acest cască gură balcanic și aceste lelițe care se tot laudă unde se duc ele și vor face reveionul pe banii soțului și așa mai departe, fac parte totuși dintr-o tușă mai caragioasă. Doamna Iacob, ați apărat vreun infractor care cu predilecție... Sunt foarte mulți care acționează numai acum de sărbători. Da. Se profită. Nu, și eu sunt de părere că este un moment în care, în afară de pregătirea sărmăluțelor și a cârnatului, o femeie mai ales, noi femeile avem datoria să deschidem ochii soților, care sunt și ei cu gândul la un pahar de vin mai bun de cotnare eventual sau de nu Valea Călugărească. Mie îmi place vinul din altă podgorie. Mă rog, așa. Deci femeia este cea care trebuie să aibă grijă căminului și a ceea ce s-a agonisit uneori. Deci, atenție, hoții culeg pont. Da? Asta, modalitatea atunci, de a culege. Cu colindul, cu gunoiul, cu gazele, cu electricitatea și cu toate celelalte. Plus că există un potențial de mare pericol la unii dintre ăștia, că nu stau pe toate cipurile în cap. Îmi amintesc, într-o sărbătoare de anul nou, intră doi nenorociți peste o femeie în casă, maestra, îi taie gâtul pur și simplu, îi subtilizează butelia, rămân cu moarta în casă, consumă 2 kg de țuică și mănâncă un cozonac,
Și pe la miezul nopții, când încep copiii să dea cu artificii, cu bombe, cu șer, se bagă sub pat, că au crezut că e poliția după ei să-i prindă. Deci vă dați seama ce minte au unii dintre oamenii ăștia care suprimă viața. Aici problema devine foarte dificilă. Ce facem cu educația, fiindcă vom avea tot mai multe cazuri ca cel despre care vorbiți sigur acum. Sigur că da. Deci avem multe de făcut de aici încolo. Să ne dea Dumnezeu sănătate și da, să putem și să le scoatem. Sărbători frumoase. Și sărbători fericite. Mi-aduc aminte ce sărbători, singurele sărbători pe care le-am petrecut departe de casa mea au fost cele care le petreceam la Sibiu, la o familie Harry Pelger, unde fetița mea am dat, o dădeam Saș, vara... Nume, Saș, o dădeam să stea vara la ei să învețe să sește, fiindcă aveau și ei doi copii, Monica și Harry mic. Dar fetița a venit vorbind perfect, săsește și nu germană. Asta a fost surpriza, însă au fost cele mai frumoase sărbători pe care le-am mai petrecut departe de casă. De aceea eu personal mă bucur că în acest moment sper ca și cel care e președintele țării noastre să petreacă în continuare, așa cum și-a petrecut în copilărie probabil și el sărbătorile acestea frumoase ale Crăciunului, sărbători pe care le doresc din toată inima luminoase pentru toți cei din jurul nostru. Așadar, atenție, moșul poate aduce și necazuri. Doamnelor și domnilor, stimați oameni buni, acesta a fost ultima ediție a Brigăzii Mobile din acest an. Dați-mi voie ca alături de invitații mei, doamna avocat Paula Iacob, maestra Paula Iacob, domnul profesor Tudorel Butoi, dați-mi voie să-i pomenesc și pe ceilalți invitați care ne-au fost alături, domnul profesor dr. Vladimir Beliș, care ne-a ajutat foarte mult, ceilalți colegi ai mei, colegii mei care se află pe teren, de reporterii pe care din motivele de neînțeles nu vi putem arăta pentru că investighează. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vreau să vă mulțumesc că ați făcut parte din Brigada Mobilă. A fost o onoare să colaborăm pentru noi în acest an. Ne-am străduit să vă arătăm oameni striviți pe nedrept de lege, ne-am străduit să vă arătăm oameni care încearcă să păcălească legea, dar mai ales ne-am străduit să vă arătăm că, din când în când, în țara asta, este destul de greu ca să fii patriot. Oameni buni, dați-mi voie să vă urez și eu la mulți ani, dați-mi voie să vă spun că să vă ocolească răul, să nu deveniți niciodată subiecte ale Brigăzii Mobile, să fiți întotdeauna telespectatori și colaboratori, să nu vi se întâmple niciodată nimic care să vă facă subiect. Știm că a fost un an greu, pentru toți a fost un an greu. Pentru mine a fost un an greu. Chiar în debutul Brigăzii Mobile am trecut prin momente foarte grele. Am umblat alături de dumneavoastră în fiecare săptămână. Am văzut cum trăiți, am văzut lipsurile dumneavoastră. Haideți să le uităm câteva zile, acum când este sărbătoare. Haideți să ne strângem familiile la masă, chiar dacă nu este foarte îmbelșugată. Dar haideți să petrecem cu sufletul. Haideți să petrecem cu țuica noastră românească, cu vinul nostru vârtos, cu sarmalele, cu cârnații, cu tot ce ne-au învățat bunicii noștri, că trebuie să așteptăm aceste sărbători, să ascultăm colindele, să vă ocolească necazurile și să ne vedem sănătoși. Și nu uitați, țineți aproape! Genul programului Reality Show. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Senzuale.
admirate. Celebre. Asistente TV. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't.